Comuna ca și în județul Bacău, o așezare încărcată de istorie și tradiție, o așezare prosperă încă din vremea întemeierii. Noi suntem cășuneni, spun cu mândrie locuitorii acestei comune și pe bună dreptate. Vestigiile arheologice demonstrează că aceste locuri au fost populate cu cel puțin 3.000 de ani în urmă. Prima atestare documentară a comunei Cașin datează însă din secolul al XV-lea. Istoria acestor locuri este însă lungă și complicată. O bună parte a populației nu s-a născut pe aceste meleaguri. Așa se face că astăzi Cașinul este cea mai închegată comunitate de munteni din zona Moldovei. Faima comunei Cașin s-a răspândit în vechime datorită îndeletnicirilor acestor oameni. Mulți dintre ei erau cărăuși, își înhămau caii la tradiționalele căruțe cu coviltir și plecau în lumea largă, ducând cu ei mărfuri de bună calitate în acea vreme, produse agricole, straie, cherestea și multe altele. Au trecut ani, iar modul de viață al cășunenilor s-a schimbat. Cășunenii însă au rămas cășuneni, oameni harnici, oameni gospodari. În acest an, fiii satului au dorit să reînvie o mai veche tradiție, iarmarocul de stămărie. Nu a fost însă un simplu iarmaroc, ci o suită de manifestări culturale, religioase, artistice și de divertisment, menite să reunească fiii satului și să arate lumii cine sunt cășunenii. Și da, într-adevăr, cășunenii au ce arăta. Datorită faptului că trăim în secolul tehnologiei, în care tinerii sunt interesați mai mult de internet și de site-uri de socializare, și au uitat de tradițiile și datele nestrămoșești, încă de când am ieșit în primar, am luat inițiativa de a reînvia tradițiile și datele strămoșești ale comunei Cașin. Am trecut în scurtul timp, până în luna august, să închegăm o formație de dansuri populare cu ajutorul domnului Vasile Cuciurianu și participarea unor tineri interesați de folclor și foarte inimoși. Prima reprezentație am reușit să o dăm de zilele Cașinului anul trecut, care erau sărbători, mai mult o competiție de mini-fotbal, și am încercat să dăm un spectacol de dansuri populare pe scenă organizată în curtea școlii, urmat de un spectacol artistic de muzică populară și chiar pentru frumoasele cășunence am organizat și un Miss Cașin în 2012. Anul trecut, spectacolul de Crăciun a fost făcut numai cu cășuneni, cu vedete locale, cu dans populare specific comune Cașin, cu trupa noastră de dansuri, la care, căminul fiind arhiplin, a adus lacrimi în ochii celor bătrâni care știu că înainte de 89, trupa de dans populare a comunei Cașin era vizită în tot județul. De Revelion, de altfel, pe 31 decembrie, a fost în premieră organizat un spectacol în fața primăriei Cașin, la care au participat urători din toate localitățile învecinate, fiind un număr de aproximativ 500 de cetățeni care au văzut acest spectacol și au rămas impresionați de flăcăii călare a comunei care au urat călare. De Crăciun, de altfel, un grup de fete au colindat pe ulțile satului, numite Suratele de la Cașin. Anul acesta, împreună cu domnul Tudose Constantin, care este un iubitor de folclor și de tradiții și interesat de trecutul, prezentul și viitorul comunei, și alți concetățeni și cu sprijinul preoților comunei, am reușit ca de zilele Cașinului să reînviem tradiția iarmărucului de stămărie. Iar maroc, care cu mulți ani urmă era vestit în toată Moldova. 15 august 2013, hramul Bisericii de Sus, Adormirea Maicii Domnului, a dat startul zilelor comunei Cașin. Un important număr de credincioși a luat parte la săvârșirea Sfintei Liturghii. Iată, ne aflăm astăzi la ceas de mare bucurie, de mare sărbătoare. Spun că este ceas de bucurie și de sărbătoare, pentru că, iată, astăzi, cu dragoste, suntem aici în mijlocul dumneavoastră, alături de dumneavoastră, enoriașii acestei parohii, ai satului acestuia, ai comune acesteia, care ne-am adunat să prăznuim împreună hramul bisericii dumneavoastră, hram istoric, care la rândul său de sute de ani, aș îndrăzni să spun, adună pe toți fiii satului împreună spre a se bucura împreună cu familiile, împreună cu toți cei dragi.
În primul rând să vă felicit pentru că este și domnul primar și cei care au inițiat sărbările astea un pic schimbate ale Cașinului. Salutăm inițiativa pentru că o sărbare la Cașin nu înseamnă numai un campionat de fotbal. Este frumos fotbalul, sunt tineri, toată stima, tot respectul pentru cei care joacă fotbal, dar o sărbătoare a satului înseamnă și altceva. Și am înțeles, mi-a căzut în mână, bine, auzisem și știam despre programa care este, mi-a căzut în mână acum programa și chiar am citit-o cu atenție, am văzut că trebuie doar un zvâc, trebuie doar un început, trebuie doar cineva care să ia inițiativa cu toată seriozitatea, să existe un început în tot ceea ce înseamnă schimbare. Și chiar voiam și țineam cu tot din adinsul să vă felicit pentru această schimbare începută în ceea ce înseamnă sărbările și sărbătorile comunei Cașin, pentru că nu sunt sărbările unei comune oarecare, ci sunt sărbările unei comune care a fost întotdeauna o comună de bază. De aceea, încă o dată vă felicit. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să ne bucurăm de această sărbătoare. Vă mulțumesc cășunenilor care ați venit în Sfânta noastră Biserică, să ne bucurăm cu toții de acest praznic, după cum spuneam și aseară și în alte dăți, chiar dacă este praznicul adormirii Maicii Domnului. Ne bucurăm că Maica Domnului s-a înălțat la ceruri cu trupul, ne bucurăm că este în ceruri și se roagă pentru noi. După cum bine știți, cei care sunteți din această zonă, Maica Domnului ne-a păzit întotdeauna. Că a fost secetă, ne-a dat ploaie când a trebuit. Când a fost prea multă ploaie în altă parte, pe noi ne-a păzit. Când a fost furtuni și piatră și grindină în alte părți, pe noi ne-a păzit. De aceea, suntem datori. Nu venim doar așa ca să intrăm în Sfânta Biserică, ci avem obligația și datoria să venim în Sfânta Biserică, să ne rugăm, să mulțumim Maicii Domnului și Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă nouă care suntem în această zonă. Mulțumim celor care ne-au ajutat să facem praznicul de astăzi. Mulțumim tuturor celor care au înțeles că a face o sărbătoare într-un sat nu este doar a venit la Sfânta Biserică, ci a încerca fiecare, după puterea sa, să facă ceva pentru această Sfântă Biserică. Dar și doar pentru cei care au venit și au înfrumusețat cu prezența lor această slujbă, le mulțumim tuturor și sperăm ca de la an la an această sărbătoare să devină una de care să se ducă vestea, la fel cum vom încerca, începând cu acest an, ca sărbătorile Cașinului care încep cu ziua Maicii Domnului, cu adormirea Maicii Domnului și se termină duminică, începând cu acesta, să fie o tradiție. Să fie o tradiție pe care să o așezăm. Cei care încercăm să facem acest lucru, încercăm ca orice început. Este greu. Dar dacă ne lăsăm, lăsăm pentru că nu avem voință. Lăsăm pentru că nu avem nădejde în Dumnezeu. Dar noi avem și voință, avem și nădejde în Dumnezeu, cu domnul primar, cu domnul Telu, cu toți cei care suntem împreună lucrători la acest hram, și nu doar la cram, ci la sărbările Cașinului. Și spunem că vom încerca an de an să facem acest lucru, să punem, după cum am spus, un început bun cu binecuvântare. Vă dea Dumnezeu sănătate și iertare de păcate. În buna tradiție a românilor, hramul s-a încheiat cu un praznic în curtea bisericii. Cei prezenți au primit din partea parohiei sarmale, friptură și un pahar cu vin. În aceeași zi, la orele 15, a debutat competiția sportivă Cupa Cașinului, manifestare ce s-a adresat în special copiilor și tinerilor, pentru că, nu-i așa, sportul înseamnă în primul rând sănătate, iar comuna are nevoie de cășuneni sănătoși. Locul 2 la categoria 8-12 ani, echipa Victoria Cașin. Aplauze pentru copiii noștri! Locul 3, echipa Izvorul Curița, echipa Arsenal Cașin, locul 1. Universitatea Cașin. Și acum grei fotbal lui Cășunean, echipa FC Cașin. 1, 2, 3, 5, Cupa și campionatul! Hai, nu rog, dar mă rog. A doua zi a venit ceea ce cășunenii își doreau să revadă de mult timp, iar Marocul. Un fel de bursă a mărfurilor de altă dată, condimentată din belșug cu tot felul de ispite dintre alegurii.
Să ne trăiască Târgul de la Cașin și să fie cu noroc Târgul de la Cașin. Totul s-a întâmplat la Ghiulcică, pe terenul de fotbal. Aici au venit căruțele cu bunătăți, grâu, porumb, dar și cosmetice de firmă. Și ca să ne mai veselim puțin, îmbinând utilul cu plăcutul, mai merge așa și una mică, asta ca să stropim bunătățile de care s-au învrednicit fiii satului. La mulți ani, Bălșeni! Domnul primar! Hai, noroc, iar mă rog! Ei, uite, acum noi pregătim un buls de autentic de Cașin, de la domnul Ghiuță. Buls ciobănesc autentic, făcut cu mămăligă bună și brânză de oi adevărată, fără aditiv și tot felul de euri. Puse toate acestea pe grătar pentru mai multă savoare. La concurență cu bulzul ciobănesc, berbecuțul la proțap răspândea o mireasmă irezistibilă. Asta ca să nu mai vorbim de mititeii care sfârâiau îmbietor pe grătar, dorind parcă să spună, dacă bere nu e, nimic nu e. Am să încerc prin a vorbi despre spiritul iarmarocului dăstămărie. Acesta, după a mea părere, înseamnă reîntoarcerea fiicelor și fiilor satului la mama acasă, în strămoșească vatra a Cașului. Mai înseamnă hodină, sau măcar o reducere a treburilor zilnice. Adică nu chiar două, trei stămâni ca înaintașii noștri, dar două, trei zile parcă merge să ne dedicăm oaspeților și socializării, cum se spune acum. Am aflat de la fica cea mare a preotului Eugen Ardeleanu, doamna Cornelia. Cu cât timp înainte de Sfânta Mărie, coana preoteasa Aurelia se dedica să se pregătească de oaspeți. Spăla și călca așternuturile, deretica și mai abitiri prin casă. Pregătea delicatese culinare, dulcețuri și ce se mai putea conserva la acele timpuri. Asta și multe altele pentru primirea, cum se cuvine, a generalului Cârjeu, a unchiului sau vărului Nălboc, etc. Imaginați-vă mai apoi în ce tihnă seara se vorbea în cerdacul de deasupra beciului câte și mai câte. După ce în timpul zilei zecile de barăci ce găzduiau comercianții vremii ofereau prilej de negoț, petrecere sau vorbă pur și simplu. Această descriere din casa preotului se multiplica în toate celelalte gospodării din sat. Pentru două-trei stămâni, harnicele și harnicii cășuneni primeau oaspeți. Într-o lume mondializată, așa cum a spus și distinsul oaspete, în care se merge din nou către o formă de uniformizare a vieții, a personalității însăși, noi, cășunenii, încercăm, făcând apel la trecut, să ne păstrăm oarecum identitatea, specificul, personalitatea. Încă putem să zicem șoptit, răstit, dar sigur apăsat că alcătuim și acum, 18 august 2013, cea mai închegată comunitate de munteni a Moldovei. Dă jur împrejurul nostru să vorbește moldovenește. Pe ulițele satului nostru, vocala E are ca înlocuitoare suratele A și E. Moldoveanca I este înlocuită cu surata munteancă E. În așa fel încât pădâncolo, dân sus, dân jos, de lături, pe deal, ne particularizează și ne identifică pe noi cășunenii atât cât se mai poate în această lume unde informația, imaginea circulă neînchipui de repede. Ca să nu-și uite obârșia, cășunenii au fost invitați la o expoziție de costume populare, unelte de prelucrare a lemnului, straie și obiecte specifice oieritului. Thank you.
Un moment important a fost lansarea cărții Porțile satului, Porțile sufletului. O lucrare complexă în care autorul Constantin Tudose a reușit să cuprindă cele mai frumoase porți care străjuiesc gospodăriile cășunenilor. Este o lucrare reprezentativă prin conținutul său, un conținut bogat de material fotografic, un conținut bogat în cuvinte de binecuvântare pentru ceea ce înseamnă poarta de lemn a Cașinului, poarta tradițională de la noi de la Cașin, care prin particularitatea sa, iată, se diferențiază de toate celelalte porți din Moldova. Noi fiind la origine, după cum știm, de la Rucăr Dragoslavele cu sânge de muntean și fiecare cu tradițiile noastre, iată, prin poartă se deschide sufletul, prin poartă ne primim oaspeții, prin poartă primim toate celelalte binecuvântări pe care Bunul Dumnezeu, prin osteneala noastră și prin binecuvântarea mâinilor sale cele nevăzute, iată, prin poarta aceasta intrăm în viață, în viața aceasta pământească, ca tot prin poarta casei noastre să ne luăm rămasul cel bun, ca din Sfânta Biserică să intrăm în zenitul lui Dumnezeu. Sunt prezentate toate cele 398 de porți existente în momentul de față. În urmă cu vreo 4 ani, după câte am văzut în carte, erau vreo 420. E păcat că numărul acestor porți este în scădere. Asta e mersul civilizației, dar cred și dumneavoastră aveți forța demonstrată de-a lungul atâtor generații din înaintea noastră să puteți să prezervați, să conservați valorile. Pentru că fiecare din aceste 398 de porți existente în momentul de față, deci, repet, fiecare din acestea este o operă de artă. Da, eu sunt mândru că sunt cășunean, o spun răspicat tot timpul, sunt mândru că sunt contemporan cu domnul Tudose Constantin, fiindcă avem oameni de valoare, oameni care caută să aducă la cunoștință și să continue spiritul cășuneanului, ca el să nu se piardă în timp. În 18 ani, de când îmi trec prin mână multe titluri, mii, editez și le tipăresc, o lucrare ca a domnului Tudose nu am avut. Acum 25 de ani, când eram colegi, n-am bănuit nicio clipă ce se ascunde în omulețul Constantin Tudose, în ghilimele. Zilnic ne hrănim cu ceva, dar trebuie să mă folosesc de prilej să spun că hrana pe care noi, de care avem nevoie zilnic, ea trebuie completată cu hrană sufletească. Să știți că apariția unei cărți înseamnă suplimentul acestei tip de hrană, hrana sufletească. Am umblat pe multe meleaguri ale lumii, dar într-adevăr porți ca la Cașin nu prea am văzut, ba chiar n-am văzut deloc. Am văzut de toate felurile, din toate structurile, dar porți ca la Cașin n-am văzut în peregrinările mele. Spuneam marele nostru Brâncuș, am trecut prin poarta sărutului, m-am așezat la masa tăcerii și ce am făcut? Am privit coloana infinitului. Haideți să privim cu speranță că poarta cășuneană va căpăta valențe europene, poate chiar universale. Vă mulțumesc pentru invitație. Poate că sunt eu un nemulțumit mai mereu, ori un ambițios uneori, sau un folos de cășunean întotdeauna. Cert este că mă încerca un sentiment secund când comparam frumusețile naturale ce înconjoară satul meu cu ale comunei de la miază zi. Și atunci, poate mocanii cu bogatele turme ce au pribegit prin Transilvania și au găsit loc de viață și veșnicie pe cursul mijlociu și inferior al dătătorului de spor
Cașin. Poate că aici e vestița ai urmașilor acestora care le-au purtat căruțele între Carpați și Nistru. Poate cergile, iile, căițele, saricele, ori ștergarele, fără seamănă în Moldova ale harnicelor cășunence. Poate că se știe despre acest sat că e ăla unde se văruie și se vopsesc casele mereu. Poate unde o fi fala, mai fala, cașurile de azi Ioane? Era o întrebare pusă de mine unui consătean cam pe la sfârșitul verii anului 2009. Am aflat-o. Era lucrarea ce separa curtea fiecăruia de locul tuturor. Poarta de lemn cu trei stâlpi și acoperiș, poarta sufletului cășineanului. Am considerat poarta o lucrare deosebită și minunată, o frumusețe și o bogăție de care cășinenii au fost, sunt și mai ales sper să fie mândri că o au în fața porților. Eu chiar cred că ai noștri înaintași au prețuit mult această lucrare țărănească. Chiar de-ar fi să exemplificăm numai prin diminutivele folosite în a denumi elementele de structură ale acesteia. Grinzișoară, căprioraș, popișor, tăbănaș și tot ar fi de ajuns. Noi nu ne mulțumim însă și a noastră poartă are sân frumos înflorat. Are poală musai cu model, are minunată salbă și splendid medalion. A construit cășuneanu temeinic poarta, precum temeinică era și munca lui, dar a gătit-o cu elemente din frumoasele straie ale cășunencilor, așa cum mai înainte le-am enumerat. Eu cred însă cu tărie în spiritul de competiție al cășuneanului. Cred că unii din ai mei consăteni își vor construi porți cu trei stâlpi și acoperiși îmbrăcați în lemn și sculptați după a lor poftă și știință. Și mai știu că tot consătenii mei au rezistat păstrând tradițiile și particularitățile specifice cașinului, în vremuri mult mai grele decât cele de acum. Țin să mulțumesc foarte mult domnului Tudose Constantin, care pentru o muncă asiduă a reușit să scoată o lucrare despre porțile satului, porțile sufletului. Aș îndrăzni să spun că această lucrare este de o importanță deosebită pentru comuna noastră, fiind a doua lucrare după monografia domnului învățător Nicolae Păslaru. Mai mult de atât, dacă monografia comunei Cașin reprezenta pentru cășunean buletinul de identitate, această lucrare reprezintă pașaportul cășuneanului, datorită faptului că prin poartă se intră și se iese. Așa cum cei care, românii care lucrează și cășunenii care lucrează în străinătate, ies și intră în țară aducând înapoi foloase materiale și bani și bunăstare comunei noastre. Clipe emoționante s-au scurs la Școala Satului, instituție ce poartă numele învățătorului Nicolae Păslaru. Elevii neastâmpărați de odinioară s-au întâlnit cu dascălii lor. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor ce nu mai sunt și s-a strigat catalogul. Cei care au reușit să răspundă prezent au dat glas realizărilor din viața lor și au exprimat un cuvânt bun pentru colegi și pentru cei ce le-au călăuzit pașii. V-aș propune să începem cu un moment de reculegere în memoria dascălilor, în primul rând, care nu mai sunt printre noi, și a colegilor noștri. Prima mea serie din Cașin, prima mea serie când am stat pe petenți și ne-am lăsat la niciun. Căsătorit, doi copii, terminat facultatea, stau în oraș, lucrez afară. Căsătorit, trei copii, lucrez la mănăstirea Cașin la școală. Profesor? Am doi copii, lucrez când în România, când în Italia. Am terminat liceul la Brașov, lucrat la Brașov. Acum sper să mă stabilesc aici, ca și noi. Locuiesc în oraș. Sunt căsătorit. De vreo 5 luni am și nepot, nepotiță. Bunicule! Bunicule! Lucrez la o firmă care se ocupă cu butelierea GPL-ului, a butelii de aragaz. E bine, sunt maestru acolo, șef de operație. Sunt căsătorită, am doi copii, sunt bunică, lucrez la primărie, la impozite și taxe, din mânjură toată lumea. De câte ori mă gândesc la doamna Giulia, mi se umplu ochii de lacrimi și o pomenesc și Dumnezeu să o odihnească în pace, pentru că noi, toți frații opre, am avut o învățătoare. Mă gândesc cu mare drag la doamna Veronica Cimpoia, care a fost o excepțională dascălă, o excepție. Nu cred că cineva are altă părere.
suflet doamnelor care s-au ostenit, doamna învățătoare Bio, care a făcut efortul să vină, chiar dacă este aici, dar noi știm că, din păcate, după 80, cum zice salmistul, osteneală și durere sunt anii. Vă doresc la toți din suflet să atingeți vârsta doamnei, să ne mai vedem și, încă o dată, când putem și când să ne trimitem câte un gând bun. Despre mine, doar că văd că e la mare cinstie, sunt și eu bunică. Era cu pe ce să vin cu nepoțica, că nu aveam cu cine să o las, dar altceva nu este important. Sunt căsătorit, am un băiat și două nepoțele. Este bine că am creat precedent, adică suntem prima generație care reușim să ne întâlnim într-un astfel de cadru. Sunt mândră și mulțumesc Dumnezeu în fiecare repete, sunt cășuleancă. Mulțumesc de asemenea că sunt absolventă a Școlii Generale Cașin și am avut fericirea să fiu și colegă cu dascălii mei. Este foarte frumos că se fac astfel de întâlniri, tocmai pentru a ne aminti și a-i pomeni pe dascăli, pentru că meseria de dascăl este o meserie foarte dificilă și cred că toți dascălii ar merita într-adevăr să fie pomeniți în fiecare zi, pentru că depun mult efort și foarte mult suflet la forma copiii. Dorind să rememoreze trecutul, organizatorii au dat startul defilării căruțelor cu covildir, aducând un omagiu cărăușilor, care au jucat un rol important în dezvoltarea acestei comune. Cu lacrimi în ochi, bătrânele satului și-au dus aminte de acele vremuri. Așa pleca și omul meu cândva și nu știam niciodată dacă se mai întoarce, spunea oftând o bunicuță. Căruțașii s-au oprit la troița cărăușilor, unde preoții au dat binecuvântarea și le-au sfințit căruțele și caii. Binecuvintează, Doamne, și casele robilor de acestora, cei ce se pregătesc să plece în călătorie, și cu frica ta întărește-i pe toți cei care rămân întrânsele păzindu-i nevătămați de cei potrivnici și trimițându-le, Doamne, binecuvântarea ta din înălțimea lăcaștă celui sfânt, și binecuvintează, Doamne, și înmulțește toată bunătatea cerească și pământească la casa robilor de acestora, călătorii noștri, cășunenii noștri! Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai putere peste toată făptura, ție ne rugăm și cu milință cerem, precum ai binecuvântat și ai înmulțit urmele patriarhului Iacob, asemenea, binecuvintează și animalele robilor tăi acestora care sunt în călătorii, întărește-le și le înmulțește, izbăvește-le toată asuprirea diavolului, de prădători, de toată mântura vrășmașului, de văzduhul cel neprielnic și de toată boala cea molipsitoare. Apără-le cu sfinții tăi îngeri și depărtează de la ele toată boala și toată ispita farmecelor și a de ochiului și a vrăjitoriei care vin din lucrarea diavolească, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care ești calea cea adevărată, Cel ce ai călătorit împreună cu robul tău Iosif, călătorește, Stăpâne, Doamne, și cu robii tăi aceștia, cei ce s-au pregătit să plece în acest drum cu întoarcere. Izbăvește pe dânșe de tâlhar, de toată bântuiala vrăjmașului, ucigător de oameni, păzește viața lor nevătămată și ferește sufletul lor, curat de toată întinăciunea. Fă cu spor călătoriile lor și căile lor le îndreptează-le și arată-i sănătoși și vesele în cele ce doresc. Așa ne rugăm ție, Împăratea tot puternicii care nu ți-i minte răul, auzi-ne pe noi smeriții, pentru bunătatea ta și treci cu vederea toate greșalele robilor tăi acestora, cei ce pleacă în călătorie cu harul tău, îmbogățește și arată plin de bunătățile tale, cele cerești și pământești. Ca ta este puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Zilele Comunei Cașin s-au încheiat cu un spectacol de muzică și dansuri susținut de artiștii satului. Cei prezenți au încins o tradițională horă, iar juriul a premiat-o pe cea mai frumoasă cășuneancă. Și
Toate aceste acțiuni vor fi continuate în anii următori, vor fi chiar îmbunătățite. De altfel, sunt un primar deschis tuturor, deschis la toate ideile și sfaturile consănătenilor mei și voi fi foarte bucuros și mândru dacă în continuare vor mai fi cetățeni de bine care vor veni cu propuneri pe care le vom pune în practică pentru a promova comuna noastră, care este o comună de munteni. Momentan se lucrează la un almanac, prin grija Consiliului Județean, de prezentare a comunilor din țara noastră. Din județul Bacău au fost selectate 10 localități, printre care, cu mândrie de Cășunean, vă pot spune că a fost selectată și comuna noastră. Pentru prezentare și din punct de vedere turistic, economic și social. Toate aceste evenimente au fost bine primite de cășuneni, aș putea spune cu emoție, cu lacrimi de fericire și de aducere aminte a ceea ce a fost în trecut și se promovează în prezent.